Bună ziua! Dar ce faci mă aici? Dar ce să fac, băi? Uite, caut așa pe internet să dau comandă din niște lucruri. Auzi, dar de unde e laptopul ăla? Cum de unde l-am? L-am cumpărat. Când? Săptămâna trecută. Și acum ce faci? Caut, băi, ca să cumpăr niște lucruri, de ce mă întreb? Ce cumpărături faci, mamă? Ce să caut? Un televizor nou? Un frigider? Mașina de spălat și așa, e așa și așa? Dar ia stai o leacă, de unde ai bani pentru toate astea? Adică cum? De unde am? Păi cu două săptămâni când am vorbit la telefon, te plângeai că nu mai ai bani și că ți-a trebuit niște bani care a rămas fără. Ei, asta era cu două săptămâni, de atunci s-o schimbat niște treburi. Adică? Ce anume s-o schimbat? Fii atent, am găsit o mașină cu 7.000 de euro. Dacă vrei, eu ți-o cumpăr, nu mai umbli cu hârbușeala de atâta timp. Și așa se împrăștie când mergi. Stai uleacă-i, mamă, că eu n-am înțeles. Și tot vorbești acolo, că tot nu am înțeles de unde ai banii. Ei, de unde am bani? O vine sezonul, acum și fac bani frumoși. Cu ce anume să fac bani frumoși, că nu înțeleg? Cu câmpul, eu înflorit totul și acum fac bani. Și? De unde ai tu banii să-mi cumperi și televizor, și frigider, și mașină de spălat, să-mi cumperi și mașină? Ce ai făcut? Ai pus casa la vânzare? Ei, am pus casa la vânzare. Eu cumpăr frigider și casa vândută, știi ce zici? Și atunci? Din câmp, mă, și n-auzi, și nu înțelegi. Și când mai fi mei, câmpul nu ți-aduce atâția bani? Ba da, dacă știi cum, câmpul ți-aduce bani. Ai vândut vreo bucată de pământ sau ce? N-au, mă, că acum nu-i bună piața. Păi și atunci de unde? Am pus rapiță, mă. Și vinzi ulei sau că nu înțeleg? Nu, mă, rapița-i mare acum. Și bucata noastră e lângă asfalt. Și trec tăti pătuțele astea influențări, cum opresc? Cum tai bilet? 3 lei poza. Știi câți bani faci în droză? Deci tu le ceri bani să facă poză și lumea îți dă. Mai nou, cumpăr și cameră profesională ca să vând albume. Și mai dau și bărbaților niște bani în plus, ca să nu se mai chinui să facă poză și o fac eu. Că dacă fac ei poză, ele și așa nu sunt mulțumite. Că mai fă-ni una, că fă-ni așa, că fă-ni așa, așa că... Fac eu și banul eu. Le fac și pachet, ședință foto în rapiță, plus un videoclip cu mergi în reluare, așa și cânta Ana Montana, plus un buchet de rapiță, 80 de lei, ca să le iei acasă. Cine zice că nu e rentabil să muncești pământul? De ce bine vezi? Uite și mașina ți-am luat. Ia uite. Stă din cea? Da. E faină. Faină, nu? Da. Da. Zici că n-am bani. Băi, în partea asta fac hala, în partea asta fac o hală mare, în partea asta fac birourile, mai la vale încolo sunt ședințele foto unde fac aici, și trebuie să angajez și eu niște oameni. Aha. Mai mulți oameni aici, că nu mă pot descurca de una singură, că eu și așa mă extind cu mai mult teren de așa. Și te angajez, dacă vrei ca secretar, îți fac și eu un post aici bun. Carte de muncă? Bineînțeles, cum?